doresc ca Domnului binecuvântare să fie revărsată peste întreaga adunare. Amin. Așa cum spuneam, sunt pentru prima dată în locul acesta și mă bucur că sunt într-un loc unde este chemat numele Domnului. Amin. Și peste care este chemat numele Domnului. Provin din România, din orașul Dej, de unde s-a fost frate Daniel, și în România, când el era acolo, a fost părtaș la multe bucurii împreună și în familia lui, și în familia noastră, și în bisericile de unde provenim, slujesc în Biserica Domnului din Cârșei, linia Baia Mare de la Dej, la câțiva kilometri de orașul Dej. Frații care au știut de venirea mea încoace, în mod special fratele păstor Ovidiu Cupșa, zice, du din partea noastră harul, pacea și binecuvântarea Domnului, fraților, pe unde vei ajunge, dorindu-vă drum bun spre împărăție. Ajung și aici, doar aseară, am avut părtășie cu frații noștri și dimineață la Brucandelaita și acum, în seara aceasta, aici, și dacă va fi cu voia Domnului, vom începe părtășia și dincolo la Biserica Elim, noi ce putem face și restul completează Dumnezeu. Cei cu neputință la om este cu putință la Dumnezeu. Aleluia. Noi doar trebuie să lăsăm din tale noastre. Gândiți-vă că pe malul râului Iordan s-a întâlnit Iisus cu Ioan Botezătorul. Și Ioan căuta să oprească pe Iisus, considerându-l ca Fiul de Dumnezeu, cu prioritate. Însă Domnul a spus, lasă Ioane ca să împlinim tot ce trebuie împlinit. Sunt unii care nu lasă din poziția lor, din privirile lor, din obișnuința lor. Nu lasă. Fraților, vrei să se împlinească tot ce trebuie împlinit? Amin. Te sfătuiesc să lași. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Așa spune o cântare. Cântarea spune... Cântată de frații la Toflea, lasă să te atingă, lasă să te atingă. Vă spun din propria experiență, l-am lăsat să mă atingă. Și dacă l-am lăsat să mă atingă, sunt aici. Anul trecut, un an greu, foarte greu pentru mine, n-am putut ieși nicăieri, că așa a fost mesajul de mai înainte, dar când a venit luna decembrie și prin glas profetic, Duhul lui Dumnezeu a strigat, astăzi mă ating de tine și vin de cutare mădular. Dumnezeu a făcut-o. Aleluia. Și sunt aici la îndemâna Domnului și a lumea noastră. În cuvântul Domnului, din Psalmul 29, cu versetul 9, împăratul David, aflându-se după dorința arzătoare în casa Domnului, îl spune, în locașul lui totul strigă, slavă! Orice minunat este când locuiești într-un loc plin de slavă. Un asemenea loc va fi în împărăția lui Dumnezeu. Împăratul David în Psalmul 27 spune, un lucru îl cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa, în curțile casei Domnului. Să privesc frumusețea și să mă minunez în templul lui Cel Sfânt. Și mai departe spune, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și eu, fața ta o caut. Nu căutați fața oamenilor, căutați fața Lui. Amin. Și tot David spune în Psalmul 34, când înțitoși privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Doamne,
fă să strălucească slava ta peste noi în această seară. Aleluia! Aleluia! Glorie Domnului! Când strălucește slava lui Dumnezeu, dispare obișnuința. Și participăm la lucruri nemaipomenite importante. Slăviți să fie numele Domnului! În cuvântul citit de frate Mihai, din cartea a doua cronicilor, se spunea: Duhul Domnului a venit. Orice minunat! Ce plăcut este atunci când vine Duhul Domnului peste tine și când vine peste mine. Vin din țară tot de la străluință. Domnul a botezat cu Duhul Sfânt la Bistrița, la Sibiu a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și a făcut umple cu Duhul Sfânt. Și mi-a făcut mai aproape dorința de a-L aștepta pe Domnul, că în vremurile din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu. Doamne, mai tornă din Duhul Tău peste noi. Și oamenii peste care vine Duhul Domnului vorbesc lucrurile lui Dumnezeu. Aleluia! Și aș dori ca toți frații și surorile să vorbească când vine Duhul Domnului peste ei. Să vorbească evangheliștii. Să vorbească cântăreții. Să vorbească cei ce se roagă. Fie peste ei Duhul lui Dumnezeu, mărire Domnului. Și oamenii peste care vin Duhul Domnului au o viață legată de Iisus. Și când ai o viață legată de cineva, nu mai ești dependent de tine singur, ci ești dependent de cel cu care ți este legată viața. Și uitați-vă la cei ce sunt legați prin legământ de căsătorie. Nu mai este singur, ci sunt doi. Și Domnul să aibă în vedere pe noi toți să avem viața legată de El. Despre un om în câteva gânduri, că timpul spune repede, care a venit unul Domnului peste el și el umbla coordonat și dirijat de Duhul Domnului. Și dacă vă uitați în Evanghelia după Luca la capitolul 2, versetul 25, un astfel de om numit Simeon, care el locuia în Ierusalim. Omul acesta, despre el se spune că ducea o viață sfântă. Deci trebuie să avem o viață condiționată ca să vie Duhul Sfânt și Duhul Domnului peste noi. Și un om cu o viață legată de Iisus, el duce o viață sfântă. Pentru că dacă e legat de Iisus, din El iese putere, fraților. Aleluia! Din El iese putere. Amin. Mărit să-i fie numele Lui. Amin. Și apoi, viața sfântă mai are ceva. Era cu frica lui Dumnezeu. Și un om cu o viață legată de Iisus și cu frica de Dumnezeu, el așteaptă. Și omul acesta aștepta mângâierea lui Israel. Noi oare ce așteptăm? Mai mult ca orice când, Biserica Domnului are nevoie de mângâierea Domnului în vremea aceasta. Și zic, Doamne, dăruiește-o. Duhul Sfânt era peste el și un om peste care este Duhul Sfânt, acest om primește înștiințări. Ne adun înștiințări de la NATO, nu de la Comunitatea Europeană, înștiințări care vin de la Dumnezeu. Doamne, ne dor de aceste înștiințări. Am trăit ultimele luni ale anului trecut cu înștiințări lună de lună și am ajuns să le văd realitatea și împlinirea. Ăsta-i Dumnezeul nostru, pentru că El a lăsat din Dumnezeirea Lui pe Duhul Sfânt să vină ca mângâietor să aducă înștiințări pentru copiii Lui de pe pământ. Mărit să fie numele Domnului! Omul acesta ducea o viață plăcută lui Dumnezeu și înștiințarea era așa de minunată că nu va trece din lume fără ca se vadă pe Hristosul lui Dumnezeu. Și el, având Duhul Sfânt care aduce înștiințări,
s-a dus la adunare, la templu la Ierusalim, înștiințat de Duhul lui Dumnezeu. Un om cu frică de Domnul și cu viață legată de Dumnezeu, el merge la templu, nu împins de frați, nu de alt comitet, nu de păstor, nu de alții, ci merge împins de Duhul lui Dumnezeu. Aleluia! Osana lui Dumnezeu! Cum ai venit astăzi la casa Domnului? Ai venit să vezi că vine cineva din România? Ai venit să vină că vine alții din o altă biserică? Eu te sfătuiesc, lasă-L pe Duhul Domnului să te conducă. Amin. Aleluia! Lasă inima să zvorbească, să spună din partea Domnului, caută fața mea. Psalmistul David spunea, mă bucur că mi se zice, haide la casa Domnului, acolo să fie semințiile Domnului. Și e minunat și plăcut, cum spune Psalmul 133, să locuiască frații împreună, căci acolo de Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Măriți să fie numele Domnului. Oameni cu viață legată de Iisus. Omul acesta, Simeon, cu viața sfântă și peste care era Duhul Sfânt, când a adus părinții la binecuvântare pe pruncul Iisus, Simeon l-a luat în brață și Duhul Sfânt l-a luat în slujbă și a transmis părinților profeția din partea lui Dumnezeu ce se împlinește cu privire la Iisus Hristos și s-a împlinit în tocmai. Oameni cu viață legată de Iisus. Nu știu ce vârstă avea Simeon în vremea aceea, dar spune despre Ana că la 84 de ani viața ei, fiindcă era legată cu Iisus, aducea zile de post și rugăciune și nu se depărta de casa Domnului. Doamne, fă să fie surori cât de mult Dumnezeu să rămânare și să fie toți bărbații cu viața legată de Iisus. Și Duhul Sfânt să vină măstiei, Duhul Sfânt să-i vorbească, să-i științeze. Aleluia! Și oamenii aceștia peste care vine Duhul Sfânt, când se întâlnesc, vorbesc lucrările lui Dumnezeu. Aleluia, ecubia, șamana, cubexibe, gnadios. Aleluia, lasă să te atingă. Osana, când El te atinge, din El ia s-o putere. Ecubia, șamana, cubexibe, gnadios. Seabobic, neofardosibe, gnadios. Dumnezeu are putere să elibereze. Dumnezeu are putere să regenereze organismul. Alovignae, șamana, cubexibe, gnadios. Iese aici o ființă femeiască și Duhul Domnului face necunoscut, care are momente de încercare, când camonii, caloșile, gnale, grobile ies, ies un izvor care curge în neorânduială. Cel ce este Dumnezeu rânduielor este Domnul și El poate să facă rânduială. Crede, soră! Crede, soră! Aleluia! Shamokinai, shamana, cobegnadus, aleluia! Și aici este o altă soră care are necaz în inima ei, în ființa ei și care în casa ei. Domnul care vede de la înălțime și vrea să cerceteze. Nu te teme în vremea aceasta de amenințările care te urmăresc și te întâlnesc. Și uneori spui ce idei mai este de făcut. Vino la inchea lui Iisus, atinge de El, din El mai iasă puterea de vindecare. Aleluia! Aleluia, osanale! Oricât de mare e încercarea, oricât de mare e amenințarea, strigă către Domnul, spune o cântare, orice te apasă, strigă către Domnul, că cel nu te lasă. Aleluia, osana glorie Domnului, ești aici o mamă și te uiți la anii care i-ai trecut și fața se este plină de riduri și te uiți pentru cel care a strigat către Domnul și nu te ascultă. Alunică, cade și căpătează, va mai dă din mână și zice, lasă-mă în pace. Vino și soră, vino și mamă, când Dumnezeu Cerului va vorbi. Aleluia, Doamne, vorbește fiilor risipitori. Doamne, vorbește ce ori căzut și ridică în această zi, Doamne. Aleluia, mări să fie numele Tău, Doamne, glorie Domnului, aleluia. Lucrează Domnul pentru ridicarea ce ori căzut în vremea țară. Ce ridică Domnul rămâne ridicat. Ce întărește El rămâne întărit. Măriți să fie numele Domnului. Aleluia! Sunt unii care mai merg încă pe câmpiile filistenilor
și sunt pe pășunile filistenilor și beau apă din fântânile filistenilor. Mă rog, Domnul, în această seară să pune capăt acestor lucruri. Amin. Să-i aducă Domnul la apele limpe și curate. La o pășune mânoasă și binecuvântată. Aleluia! Aleluia! Să le se întreme sufletul și Duhul care este amărât și îmbolnăvit. O sana, aleluia! Oameni cu viață legată de Iisus. Văd că sunt mulți tineri prin zonele acestea. Uitați-vă la Daniel. Om cu viață legată de Iisus. Nu s-a înspăimântat de groapa cu leii. Nu s-a înspăimântat de mesajul împăratului. Și el s-a încrezut în Dumnezeu. Amin. Ca să strige împăratul. Daniele! A putut Dumnezeul tău să te scape? Da, împărate! Veșnic să trăiești! Dumnezeul meu a putut să mă scape! Aleluia! Ești persoană care ești prins la strântorare și străinii care te urmăresc parcă te tot înțapă și nu găsesc liniște și pace. Cel ce-o închis cu aleilor în fața lui Daniel este Domnul. Aleluia. Ce poate să vină în ajutorul tău. Aleluia! Te afli în încercare. Cei trei tineri în cuptor au simțit puterea lui Dumnezeu, fiindcă ei nume pe câmpiile filistenilor și au rămas înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a apărat pricina. Cei ce-o sta cu trei tineri în cuptor este Domnul și are putere asupra focului, măriți să fie numele Domnului. Când se uită împăratul, vede nu trei, că vede patru. Și când au scos de acolo, au scos numai trei. Să știți că al patrulea este acolo. Când eu trec pe acolo prin cuptor, e al patrulea e acolo și mă așteaptă și te așteaptă și ne așteaptă să ieșim de acolo biruitori. Aleluia! Aleluia! Osana mărire Domnului! Eu văd aici un plan de curățire din partea lui Dumnezeu. Și acest plan de curățire va fi prin unii în fază de încercare. Să nu vă tulburați, că nu va fi nici pediapsă, nici o cară, nici blestem. Ci să strigați în vremea cea mărit să fie Domnului. Aleluia! Că Domnul intră la curățire. Aleluia! Osana! Este aici o mamă destul de tânără. Este îngrijorată de fiul care l-a ținut pe brață. Spune-i Domnului în această seară, Doamne, acesta este fiul meu, acesta este odrasla mea, m-am adus la binecuvântare și acum are probleme, are situații care ne depășesc pe cei din Austria, pe cei din lume, ne depășesc, dar este unul care nu-l depășește și acesta e Domnul. Aleluia, Osana, și el este aici în adunare. Aleluia, am înțeles că purtați un nume minunat de Betesda. La Betesda se cobora Îngerul Domnului și mișca apa din când în când. Dar aici vine Duhul Domnului. Aleluia, Doamne, mișcă apa, mișcă inimile. Și poate să facă o limpezire a lucrurilor și Dumnezeu să fie slăvit în toate. Încrederea în Dumnezeu să sporească. Nădejdea puterea celui prea înalt să crească. Voi credințați în brațul Domnului și vă spun, nu-i mult. Nu-i mult. Și arzătoarea noastră dorințe care o rostim, dacă o rostim, vie împărăția ta. Se împlinește. Vine Iisus. Vine Iisus. Cum ne găsește? Suntem gata? Aleluia! Se cântă o cântare, nu-ți cântăresc. Am copii, soția cântă. Ești tu gata de plecare? Poți să spui, da, Domnul meu? Domnul să vă binecuvinteze să fim gata de plecare. Și știți unde plec eu? Spre țara minunată. Spre țara minunată. E atât de frumos acolo. Vă spun, am avut harul din partea lui Dumnezeu. Revelați o parte din acea țară minunată. Dar îi dau dreptate lui Pavel. Lucru pe care ochiul omului nu i-a văzut. La inimă n-a ajuns. Urechele au ajuns. Nu le-a cuprins. Dar nouă ni l-a descoperit prin Duhul Său cel Sfânt. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Amin. Amin.